Ce convingeri ar putea determina familiile de pelerini să înfrunte moartea și incertitudinea într-o lume nouă și ciudată, astfel încât să-și poată exprima credința? Va trebui să călătorești cu 500 de ani în urmă într-o Europa pregătită pentru o revoluție sau pentru ceea ce urma să fie o reformă de mari proporții. Povestea Americii este povestea reformei. Revolta protestantă este o serie de emisiuni care prezintă toate locurile nașterii reformei și urmărește creșterea ei atât în lumea nouă, cât și în lumea veche. A început în Germania, unde Martin Luther spunea că mântuirea vine numai prin credință și că oamenii nu aveau nevoie de preoți sau de episcopi pentru a primi mântuirea. Mântuirea vine direct de la Dumnezeu. Dorința tuturor participanților la reformă era să facă Scriptura accesibilă pentru toată lumea. Pelerinii din Plymouth, Massachusetts, oferă o imagine clară cu privire la noul mod de a gândi al reformei. Nu avem nevoie de un rege sau de un preot care să vorbească cu Dumnezeu în locul nostru. Ne descurcăm singuri. Martin Luther a tradus Biblia într-un limbaj obișnuit. Datorită presei tipografice a lui Gutenberg, oamenii puteau să descopere singuri adevărurile Bibliei. Bineînțeles că a fost adevărat că din momentul în care o persoană începe să citească Biblia, vor apărea interpretări diferite. Aceste interpretări diferite dau naștere unor mișcări diferite. Odată cu răspândirea acestor noi doctrine și biserici, a avut loc și răspândirea războaielor religioase din Europa. După multe vărsare de sânge, regii și liderii au venit cu o soluție. Cuius regio, eius regio. Religio. Înseamnă cine conduce această regiune, religia acestuia va determina religia. În Anglia, lucrul acesta înseamnă că cei care se aflau în afara bisericii anglicane erau priviți ca dizidenți periculoși. Aici erau incluși și pelerinii, a căror credință puternică în libertatea dată de Dumnezeu i-a determinat să plece din Anglia și să formeze o nouă societate în lumea nouă. Pastorul Eddie Hyatt scrie despre lucrul acesta în America's Revival Heritage. Aceștia au fugit de persecuția din lumea veche, dar au venit în America cu viziunea de a vedea o reformă a creștinismului care să poată fi implementată în lumea nouă. Paul Gelly interpretează rolul unui pelerin. În istoria omenirii, nimeni nu a avut libertatea să formeze o societate în pustie. Nici măcar nu au avut un rege care să-i supravegheze și să le spună ce și cum să facă. După ce au suferit sub conducerea regelui englez, pelerinii au crezut că este necesar să formeze o societate liberă. Se temeau, erau dezgustați de oricine deținea o anumită putere neverificată, nepotrivită asupra cetățenilor. Pentru o alternativă, ei s-au întors la Biblie. Au descoperit că Dumnezeu nu a oferit întotdeauna puterea unui singur individ sau forma unei ierarhii, ci le-a oferit-o unor reprezentanți care erau aleși. Acest lucru a devenit piesa de rezistență a convenției Mayflower și le-a permis să formeze o societate construită în jurul pieței libere și a unui individualism solid. Toți suntem egali în ochii lui Dumnezeu. Suntem creați după chipul său. Dacă acest lucru este adevărat, atunci nimeni nu are dreptul să fie deasupra altcuiva. Aceștia au schimbat ordinea guvernării. Aceștia s-a așteptau ca liderii lor să nu mai fie stăpâni peste oameni, ci să fie slujitorii lor. Pelerinii se gândeau că dacă Dumnezeu consideră că toți suntem valoroși și noi ar trebui să credem același lucru, de aici a luat naștere autoconducerea. Nu regele, ci oamenii ar trebui să conducă. De aici a luat naștere impulsul, principiile după care s-a desfășurat Revoluția Americană. Părinții fondatori au luat aceste principii și au scris Declarația și Constituția bazându-se pe aceste principii creștine. Această poveste este o poveste pe care trebuie să o prețuim și să continuăm să o sărbătorim. Libertatea este încă importantă. Acest grup de creștini au pregătit scena pentru nașterea celei mai libere, prospere și mai spirituale națiuni de pe pământ. Totul se baza pe principii biblice. Libertatea este povestea Evangheliei. Deci dacă Fiul vă va face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Rămâneți tari în libertatea pe care Hristos ne-a oferit-o.